Guvernul ar putea adopta în ședința de miercuri un proiect de hotărâre pentru alimentarea fondului de mediu privind restituirea taxei auto. Ministrul finanțelor Eugen Teodorovici a anunțat că guvernul va aloca în această săptămână o nouă sumă pentru restituirea taxei auto. ANAF a restituit în perioada 3-5 iunie 2019 la nivel național suma de 700 milioane lei către 420.000 de, de contribuabili, sumă ce reprezintă taxe auto achitate de către aceștia în perioada perioada 1 martie 2007-31 ianuarie 2017. La finele lunii mai, Ministrul Finanțelor anunța transferul la 700 de milioane de lei din fondul de rezervă al Guvernului în cel de mediu pentru ca cei care au depus cereri de restituire a taxei auto prin hotărâre de guvern. Ministrul anunța inițial că banii vor fi restituiți în totalitate până la sfârșitul lunii mai.